Bun găsit tuturor la horoscopul lunii aprilie. Am avut plăcerea, între ghilimele, să primesc pe diverse canale de socializare tot felul de filmări și link-uri către ce se vorbește astrologic în țară. Și nu știu cum se face că, frate, doar la noi vine apocalipsa, adică aprilie e cea mai proastă lună și, mamă, și mi-amintesc, era foarte simpatic, asistenta mea era la spital și acum o zi, două, și avea o babă în salon. Și pe fondul ce se întâmplă acum, mondial, global, universal, baba țipa în salon: e sfârșitul lumii, e sfârșitul lumii, murim! Și eu o întreb prin Ștefi, pe babă, retoric: dar de ce ai venit să te operezi dacă mori? Adică, what's the point? Că eu nu-l văd. Ei, da, repet, deci la noi la știri toate crimele, toate violurile, toate porcările, deci de zici că s-a spart acolo, nu știu, țeava cu porcării la noi. Și acum toată lumea, deci frățică ce am putut să, că drona, vine drona și ne dă drona. Și vine conspirația și ne omoară conspirația. Și între timp îmi trimisese cineva că pe fondul corona, mai multă lume, nu cineva, că nu era unul singur, pe fondul corona debarcă soldați în Europa. Și zic, bă, come on, hai să ne băgăm mințile în cape. Bune, deci, în primul rând, apel către colegii astrologi din România, pentru că, repet, eu urmăresc la nivel mondial. Sinceră să fiu, eu nu mă uit în România la ce fac astrologii, pentru că nu e relevant deloc, pentru mine cel puțin. Eu nu pot să merg în meseria asta privind în stânga și în dreapta. Eu mă uit la etalon, care e peste ocean și în alte părți. Și primisem și zic, bă, fraților, deci dacă voi chiar știți astrologie, cum ziceți, și presupun că știți că școala de astrologie românească, vreau să cred că e foarte bună. Eu nu pot să cred că într-o lună în aprilie, în care marele benefic e conjunct cu Pluton și pe urmă avem un Kazimi cu Uranus pe 26 aprilie și ce mai avem pe aici? Și un Venus în trigon cu Saturn și un Marte conjunct cu Saturn, eu nu pot să cred că e chiar apocalipsa, decât dacă vreți voi să o creați și să o puneți în capul proștilor și acolo să vă faceți voi un grup de proști și proaste care vă urmăresc. Dar pentru că aici se uită oameni deștepți, am să vă explic ce se întâmplă astrologic și vă rog frumos, eu vă rog frumos, da, e o situație nasoală, da, e, deci acum pe bune, ce poți să faci? Decât, eu am stat și m-am gândit, deci mă uitam, mă trezeam, eu întotdeauna mă uit la știri, în primul rând. Dom'le, când deschideam știrile românești, eu făceam atac de panică. Pe cuvântul meu, și mă uitam acolo pe o 10 posturi, cum răcneau ei acolo, mai aveau puțin și săreau prin ecran țipând corona. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Faceți-vă un bine și nu mă vă mai uitați la știri. Spălați-vă pe mâini de un miliard de ori. Purtați mască în mulțime, pentru că e singurul loc, lucru în care vă poate apăra. Dezinfectați-vă mâinile de câte ori puteți și stați recluzați cât mai departe unii de alții. Ce poți să faci mai mult de atâta? Și să te rogi să nu te pocnească. Dar de aici până a devenit psihotic și nu mai ascultați toate prostiile și nu mai luați vitamine după urechile voastre și nu mai băgați argint și aur în voi, că o să crăpați în chinuri. Deci am vorbit cu chimist, e unul din cele mai toxice lucruri, argintul. Și în primul rând, dacă nu mă înșel, cei care sunteți chimiști și mă urmăriți, spuneți dacă e așa sau nu, ca să postez. Argintul, mi se pare, nu se stochează în organism, dacă nu mă înșel. Să nu spun prostii. Deci, dar vă rog, să dăm aici să vorbim pe pozitiv. Voi face analiza așa cum o văd eu și o interpretez eu.
dar nu mai ascultați toate măscările că o să fie rău și că economic și că nu știu ce. Planeta asta a trecut prin miliarde și miliarde de molime și ciume și pe bune, adică noi behăim acum că mor 5.000 de oameni și a fost gripa spaniolă care a omorât 5 milioane. Păi de-aia ce mai făceau atunci? Pe bune, ce mai făceau? Adică hai să fim responsabili, hai să fim întregi la cap și să ne păstrăm simțul mental unde trebuie. Pentru că altfel o iei cu capul și te duci la vale și după tine mai tragi încă 100. Deci, ce se întâmplă în această lună? Deci, în această parte, în partea întâi a filmării, vorbim despre ce se întâmplă în luna aprilie, după care analizez semnul tău zodiacal. În primul rând, luna aprilie debutează în mare forță. Avem două conjuncții foarte interesante chiar la începutul acestei luni. Marte conjunct Saturn pe 1 aprilie, iar Jupiter conjunct Pluton își începe aspectul de conjuncție și sunt în conjuncție între 1 și 15 aprilie. Conjuncția înseamnă când două planete se suprapun unele peste altele și capătă și împrumută calități și defecte de la una la alta. În primul rând, Marte conjunct Saturn predispune către o lună în care suntem încrâncenați, suntem fixați pe o anumită idee, să ne punem obiective în cap, putem realiza foarte multe, dar vom avea, asta e partea frumoasă, vom avea și energia necesară să punem în practică ceea ce gândim. Și vom avea energia și determinarea necesară să ducem la capăt ceea ce ne propunem. Saturn este despre timp, enduranță, rezistență și abilitatea de a finaliza proiectele. Marte este despre energia pe care un om, o ființă vie, o depune în obținerea unui rezultat. Cele două combinate sunt extraordinare, deci înseamnă perseverență, ambiție, determinare și mai ales posibilitatea de a reclădi, pentru că Saturn se ocupă cu timpul. Tot ceea ce a fost este și va fi. Iar cei care nu și-au învățat istoria sunt obligați să o repete până o învață. Apoi avem această conjuncție extrem de interesantă, Jupiter conjunct Pluton. Am spus, în primele două săptămâni ale lunii aprilie, când marele benefic se suprapune peste planeta transformărilor totale. Mai mult de atâta transformare n-ai cum să o ai. De, nu există alt aspect astrologic decât ăsta. Vezi însă că Pluton scoate la iveală frica. Cu cât ai mai multă frică, cu atât Jupiter vine și o potențează. Dacă îți ții sub control frica, vei avea deosebită plăcere să vezi cum din tine ies la lumină toate talentele și tot ceea ce ai acumulat informațional pentru a realiza acel Marte conjunct Saturn, pentru a-ți îndeplini visele, pentru a-ți îndeplini obiectivele. Într-adevăr, trecem printr-o perioadă de criză. Normal. Dar știți ce este cel mai bun lucru într-o perioadă de criză? Umanitatea nu numai că renaște, dar evoluează extraordinar de mult. Nu are cum să dureze. Deci, nu are cum să dureze. Bun, au căzut bursele. Și ce dacă? Urmăriți filmarea în care vorbesc despre acum 2 ani avem de o să știu că o să trăim poveștile astea. Ascultați, e în playlist-ul meu. Uranus în tranzit prin Taur. Ascultați acolo, că despre asta am vorbit. Se repetă ceva ce a fost la începutul secolului trecut. Pentru că, repet, ceea ce nu ai învățat, ești forțat să repeți. Au căzut bursele. Uite că îți faci tu grijă. Te pomeni că dacă pică bursa, tu care ai un salariu de 300 de euro până într-o 1000 de euro, ai să mori, nu știu, în ce chinuri. Nu-ți fă tu griji de asta, că căderea bursei o să behăie bogații, nu tu.
Și nu eu. Noi nu o să behăim. Băgați behă, că își pierd iahtul. Dar nu-i nimic, o să-și ia două. Când se urcă bursa din nou, o să aibă 9, 10. Și noi la fel o să muncim sclavi pe plantații. Că o să fie recesiune, că o să fie prețurile nu știu ce. Băi, o să supraviețuim. Voi știți ce noroc avem noi? Noi venim din comunism. Noi avem în gena noastră, chiar dacă te-ai născut după 90 și habar n-ai ce-i cu tine, chiar dacă ai făcut asta și n-ai experimentat ce au experimentat bunicii și părinții tăi în comunism, oricum e în gena ta, supraviețuirea, mamă. Supraviețuirea. Și asta vine de pe data de 3 aprilie să ne învețe Venus în Gemeni. Venus ține de frumos, ține de finanțe, iar în Gemeni, care este extrem de important acest tranzit, ea va retrograda în luna mai. În luna mai, ia să verific. Eu am agenda și uitați cum arată. Deci când mă vedeți voi că citesc, nu vă imaginați că eu îmi scriu poveștile, eu scriu aspectele. Da? Deci despre asta e vorba. Și ia să vedem când e, parcă era în mai, retrogradarea. Da. Venus, planeta iubirii și a finanțelor, retrogradează între 13 mai și 25 iunie. Deci ea vine acum și ne amintește, ne spune următorul lucru. Dacă vrei să fii ok, mai ales pe parte financiară, pentru că asta e temerea, vai, o să murim, să ne luăm hârtie igienică, da, multă, folosește-ți mintea. Din povestea asta vor supraviețui numai cei deștepți. Numai cei deștepți. Ea va intra în Gemeni, se numește ingres în astrologie, pe data de 3 aprilie, iar pe 4 și 5 aprilie face un trigon cu Saturn. Asta ne place foarte mult pentru că dă stabilitate și durabilitate. Dar ca să-ți iasă lucrurile ție bine, ăla de acasă, tu, cel de acasă care te uiți la mine, reține un lucru. Avem aspect Jupiter cu Pluton, avem aspect Venus cu Saturn. Dacă tu vrei să-ți meargă lucrurile așa cum ți-ai dori, fii pe pozitiv, fii pe atitudine pozitivă, pentru că, atenție, planetele astea, ele n-au emoții, ele nu stau să plângă sau să râdă că ai tu o criză sau ești fericit. Ele îți dau, ele emit înspre tine ceea ce le transmiți tu. Este legea datului și a primitului. Dat, dai și primești. Și atunci, dacă tu ești pe modul de panică, frică, murim, văleu, ce rău e, păi, dar ce crezi că ai să primești? Ai să primești ceva mai bun? Nici vorbă, o să-ți fie mai rău. Și atunci, folosește-ți mintea în primele două săptămâni din aprilie ca să poți să găsești soluțiile cele mai optime pentru tine personal. Nu te gândi la grup, lasă grupul. Acum, tema acestui an, cel puțin partea aceasta din an, este să înveți să fii tu cu tine, pe picioarele tale, asumat. Asta este povestea. Uite, sună și mașina afară, că universul dă semne, da? Deci fii tu, fratele meu, asumat. Și atunci, cu cât ești într-o stare mai pozitivă, cu atât mai mult o să-ți fie bine. Fă un exercițiu, ia n-ai de greu. Noi suntem obișnuiți cu văicăritul, noi suntem obișnuiți să ne plângem, ea sol, rău, și atunci e cam greu să fii pe modul de sunt happy, sunt pozitiv. Bine, n-ai cum să faci dansul bucuriei când în lume e așa ceva. Dar atitudinea pozitivă, optimistă, o să te ajute foarte mult. După prima jumătate a lunii, uite că avem o problemă cu autoritatea. După 13 aprilie până pe 20 aprilie, te vei revolta împotriva știi tu cui, cui vrei tu. Unii împotriva membrilor familiei, alții împotriva partenerilor, alții împotriva autorităților. Toată lumea o să aibă o problemă cu revolta. Ceva de genul o să fie, dar de ce nu-i mai repede? Dar de ce nu-i cum vreau eu? Dar de ce nu iese în termenii mei? Dar de ce, de ce, de ce? Nu și așa, și așa, și așa. O să ai o problemă legată de a te încartirui și de a te înscrie în mersul lucrurilor.
o să conteze foarte mult pentru tine partea asta de rebelă sau rebel, o să te revolți, o să vrei ca lucrurile să fie în termenii tăi și ghici ce? Poate să-ți iasă pe teritoriul tău. Poți să-ți faci propriile reguli ale jocului și să-ți iei propriile decizii, dar atunci când ieși în grupul mare, în societate, vei dansa după regulile lor. Dar dacă tu vrei să adopți un anumit stil, dacă tu vrei să mergi pe o anumită direcție în această perioadă, foarte bine, e liberul tău arbitru să o faci. Și foarte multe persoane, la jumătatea lunii, da? Deci spuneam, 13 aprilie până pe un 19-20 aprilie, foarte multe persoane își vor schimba mentalitatea, vor avea o altă optică, se vor trezi la viață, vor dori să experimenteze lucruri, fără să mai dea socoteală pentru alegerile făcute. Și asta e foarte tare. Pe 20 aprilie soarele intră în Taur, deci rețineți, pe 20 aprilie soarele intră în Taur, asta înseamnă că începe zodia Taurului. În fiecare an este diferit, că tot mai îmi scriu unii alții. M-am născut pe 3 mai, ce zodie sunt? Da, de unde naiba să știu dacă tu nu-mi dai anul, ora și oricum n-am cum să-ți calculez ca mii de mesaje. Du-te pe astro.com și vezi gratuit acolo ce zodie ești. Dar e bine să știm, anul ăsta se intră în Taur pe 20 aprilie și avem un foarte frumos aspect, foarte frumos. Pe 26 aprilie, soarele va fi conjunct la grad perfect cu Uranus, dacă mă știu la ora 12, da, va fi în Cazini. Ce înseamnă asta? Când o planetă este, am mai spus în filmări, dar nu-i nimic, mai repet, când o planetă este la foarte apropiată de soare, între 0 și 0,17 minute, distanță de soare, ceea ce înseamnă că e fix peste soare, ea este în inima soarelui, ea este în ceea ce se numește Cazimi. Nu se scrie cu capa, se scrie cu C, cu litera C, Cazimi. Cazimi este cel mai benefic aspect prin care trece planeta respectivă, pentru că ea este infuzată de vibe-ul soarelui. De ce credeți voi că soarele merge 12 luni pe bolta cerească tot timpul, ca să ofere fiecărei planețele, fiecărui asteroid, oportunitatea de a fi în Cazimi, pentru că pe parcursul anului toate planetele sunt în Cazimi la un moment dat cu soarele. Adică vine, știi, divinitatea, vine energia pozitivă să te hrănească, să te susțină. Și atunci soarele în conjuncție cu Uranus, după 26 aprilie, va fi un moment foarte tare când tehnica face un salt extraordinar. Nu știu dacă va fi public, pentru că unele lucruri nu-i nevoie să fie pentru toți, dar se evoluează foarte mult, ne transformăm foarte mult din punct de vedere tehnologic, din punctul de vedere al descoperirilor, din punctul de vedere al soluțiilor pentru problemele prin care trecem. Iar întreaga lună, Saturn este în Vărsător și va fi și filmarea despre Saturn în Vărsător și o să te rog să asculți acolo ce înseamnă asta. E de bine pentru că înseamnă că vrei să trăiești viața mai mult. Deci, în ansamblu, eu nu văd apocalipsa. Da, sunt probleme financiare, nu putem pretinde că e foarte bine. Da, este problema legată de sănătate. Umanitatea are nevoie să se recicleze. Da, se schimbă optica, dar este până la urmă o lună în care se va tria extraordinar. Deci o să vedeți după data de 10 aprilie cum se triază societatea și se împarte în două direcții. Ori cei pozitivi care văd luminița aia care o așteaptă, care văd viața într-o altă culoare și într-o altă dimensiune, și cei negativiști vor fi mai mulți, din păcate, deci asta e previziunea cu problemă, vor fi mai mulți panicari și apocalipsi și tot ce vreți voi de rău, de rău, de rău, pentru că e mult mai comod acolo. Că dacă ești în zona pozitivă, frățică, tu-ți asumi
cât ești dispuși să-și asume? Da, nu mulți. E mai bine să stai cu gloata care își pune capul în pământ. Și atunci se va împărți foarte mult, se va face o triere între pozitiv și negativ. Și știți ce? Cei care vor fi pozitivi vor primi pozitiv de acum încolo, cei care sunt negativi vor primi negativ de acum încolo. Felicitări la toată lumea. Deci, hai să vedem ce se întâmplă cu semnul tău zodiacal. Și dacă tot vorbim ce se întâmplă cu semnul tău zodiacal, pe data de 28 martie 2020, la ora 12, ora României, are loc webinarul intitulat Mercur, webinarul olimpian Mercur, creează-ți realitatea pozitivă pe care ți-o dorești. E timpul să înveți să ieși din cutia aia a negativității. Și cei care sunt interesați să primească detalii despre înscriere, îmi puteți trimite un e-mail pe adresa contact@astrologalexandracoman.com. Așa încât, hai să vedem după asta ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Berbec. Această filmare este numai pentru semnul zodiacal al berbecului, nu și pentru ascendent sau luna în berbec. Bun, o să mă vedeți cu agenda. Uite, așa arată, nu stau și citesc, ci calculele astrologice pentru luna aprilie. O să mă vedeți cu capul în agenda. Ideea este următoarea. Recomand berbecului. Ok, sunt probleme la nivel mondial. Lumea e în carantină. Da, e serios. Dar e timpul să începi să-ți faci planuri de viitor, pentru că este un moment absolut fabulos pentru tine să te orientezi spre viitor, mai ales că între 1 și 15 aprilie ai casa carierei foarte bine aspectată. Și chiar dacă, să zicem, nu poți lucra fizic, ci de la distanță, sau dacă nu poți să te implici acum într-un proiect al carierei tale la forța plenară care ar trebui să fie, nimeni nu te oprește să nu studiezi, să nu-ți faci planuri, să nu te organizezi și să-ți clădești strategii. Este un moment excelent pentru berbec să lucreze în aprilie zona carierei, a prestigiului social și a ascensiunii sociale. E o lună în care tu îți poți crea relații și unele persoane s-ar putea să fie întâlnite în lumea internetului, în medii, în lumea virtuală. Ulterior, concretizându-se în acțiuni și activități față în față. Deci, berbecul are focus maxim în acest moment pe zona carierei. Acolo stai foarte bine și ești foarte, foarte bine susținut. Apoi, este un moment în care vorbim de comunicare. Mai ales doamnele berbec sunt foarte bine susținute pe ceea ce înseamnă împărtășirea ideilor, împărtășirea opiniilor, crearea unui grup comunicațional. Și ce vă recomand? Dacă vroiați să vă organizați în a împărtăși ideile, mergeți pe zona virtuală. Aveți aspecte berbecilor foarte bune pe lumea internetului. Și acum să fim serioși, ăsta e următorul pas. Nu televiziunea, nu radio, nu știri, ziarele, ci lumea internetului. Și atunci poți să faci o mulțime de lucruri în grupuri sociale pe internet. Din punctul de vedere al al comunicării, vei deveni extrem de vocal începând cu 11 aprilie. Dar ai grijă că s-ar putea
prin felul în care comunici după 11 aprilie până pe 20 aprilie, să-ți faci foarte mult rău. Pentru că berbecul e un semn volubil, expansiv și ai să ai tendința să vorbești mai mult decât e cazul și ai să ai tendința să spui pe un ton mult prea agresiv ce vrei tu sau ce-ți dorești și cei din jur să devină reactivi la maniera în care comunici. Transformarea profundă are loc după data de 13 aprilie. E o transformare profundă la nivel mental, emoțional și fizic. E o transformare profundă care te va ajuta să, mai ales să schimbi corpul, și mai ales să schimb forma de prezentare a ambalajului, da? Deci corpul, cum este perceput de ceilalți. Mulți berbeci își pot schimba stilul, culoarea părului, tunsoarea, nu știu, poate te apuci să-ți faci tatuaje, să-ți pui cercei prin buric sau mai știu eu pe unde. Deci berbecul lucrează la zona fizicului, dar în același timp, vine și cu o nouă atitudine, cu un nou vibe. Dar ai grijă, avertismentul 11 aprilie rămâne în picioare, e ok să schimbi, e ok să transformi, e ok să ai un nou vibe, dar felul în care comunici va fi fundamental în relația cu cei din jurul tău. După data de 20, berbecul începe să lucreze zona financiară și după 26 aprilie ai să ai niște idei fabuloase în ceea ce privește câștigurile materiale. Când spun idei fabuloase, nu exagerez. Va fi aspectul de cazimi de care am vorbit în prezentarea generală pe casa banilor tăi. Nu merge pe speculații financiare că n-o să iasă. Dar ideile pe care le vei avea îți vor aduce bani și ce să vezi, s-ar putea să găsești un loc de muncă așa cum îți doreai. Este o lună bună pentru tine, este o lună în care te afirmi foarte mult și îți recomand, ascultă-ți vocea interioară pe întreg parcursul acestei luni, pentru că ai niște aspecte extraordinare de clarviziune. Rar se întâmplă ca un semn de foc să vadă sau să intuiască sau să simtă atât de mult cât vei simți și intui tu. E foarte bună susținerea pe tine în acest moment, în această lună. Așa încât nu pot să spun decât că, wow, chiar e foarte tare luna aceasta pentru tine. Dragii mei, aceasta a fost prezentarea generală a horoscopului lunii aprilie pentru semnul tău zodiacal. Nu uita, dacă vrei să primești informații despre webinarul pe care îl organizez pe data de 28 martie la ora 12 ora României, intitulat Mercur, creează-ți realitatea pozitivă pe care ți-o dorești, poți să-mi scrii un e-mail pe adresa contact@astrologalexandracoman.com cu precizarea că cei care doresc să participe la webinar, dar nu pot fi fizic online la ora 12 pe data de 28, dacă se înscriu, primesc webinarul, primesc înregistrarea webinarului. Acestea fiind spuse, îți reamintesc să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu activitatea mea generală pe YouTube și îți doresc să ai un aprilie superb și să faci alegerea pozitivă pe care ți-o dorești. Începe luna cu dreptul ca să-ți meargă bine în luna aprilie 2020. Pe curând!